Salut! Am venit la Rumen, în Constanța. Bună! Poziția localului nu este extraordinară, e, mă rog, e poziționat așa, printre blocuri, pe Bulevardul Unirii, în Constanța. E destul de aproape de Mamaia. Locația însă arată foarte bine la interior. Mirosul degajat de cuptorul pentru pizza este incredibil. Nu suntem mari fani pizza, dar la cum mirosea înăuntru și la cum arată pizza asta, uitați-vă un pic, clar trebuie să încercăm. Aici pe stânga este toaleta, care este foarte curată. E una singură, dar e utilată și foarte modernă. Tipul de la bar super drăguț, super amabil, la fel ca și fetele care ne-au servit, amândouă super drăguțe. Foarte importantă servirea, foarte importantă, cel puțin pentru noi, și la Rumen, la noi e a treia oară când mergem, ireproșabil. Bună! Hello! S-a cam prelins cafeaua pe cișcuță. Ai venit? Ai venit în setală tare. Asta e croissant cu somon și cu ou. Ouă poșate cu avocado. Fără pâine. Scrambled. Nu, asta este halloumi crispy cu bacon. Tot fără pâine, varianta fără pâine. Și asta e salata rumen. Next one. Cumva mănânci din partea mea? Exact. Tai bucata mai mare. Am o scuză. Tai bucata mai mare. Fă o sandwich. E cel mai bun, nu? Nu, nu dă o pâine. E bun fără pâine, nu? Pâine am mâncat înainte acasă. Asta mergea așa, un peluță de pâine. Ia uite ce drăguț ăsta. Pășatul ăsta mic. Da, probabil sunt făcute la cuptoare. Dă-i cu salata. Super bun. Salata, cred că e cea mai bună gustare. Deci ca să fie făcute la cuptor, nu? De-aia arată așa. Da, așa cred, că sunt făcute în forme de silicon. Varianta mai simplă, nu? Da. Foarte bune. Care este favoritul tău din toate aceste gustări? Astea două mi-au făcut cel mai mult. Ăsta, croissantul e super bun. Dar ăsta este delicios, combinația asta de halloumi cu ou și cu bacon e asta, nu? Da, da, bacon. Crispy bacon. Ai zice, cred că asta cu bacon și cu crispy halloumi e cel mai gustos. Pe locul 2, somon. Mulțumesc că am făcut o alegere bună. Pe locul 3,
pe locul 3. Focusează-te pe salat acum. Enjoy! Foarte bună! Cam asta a fost review-ul făcut la Rumen. Cam astea au fost mâncărurile pe care le-am mâncat aici. O să încercăm în zilele următoare să facem acasă exact același meniu, să vedem care e diferența de preț și care e diferența de gust. Până atunci, ce să vă spunem, poftă bună și distracție plăcută pe unde mergeți!